gane hoy último. Cine. Manuel, după ce termină domnul de la Urbis, să-i ajut să plece de aici, da? Adică să o lase undeva, să nu încurce, să nu mai încurce traficul și după aia...
În primele 15 zile ale anului 2019, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație și Disciplină Rutieră au aplicat un număr de 246 sancțiuni contravenționale în valoare de 35.670 de lei și 499 puncte penalizare. De asemenea, au fost dispuse măsuri tehnico-administrative de ridicare a 11 autovehicule pentru staționări voluntare pe trecerile de pietoni în intersecțiile aglomerate ale municipiului sau în stațiile pentru transportul public în comun. Acțiunile pe această linie vor continua până în momentul în care conducătorii auto vor înțelege necesitatea și obligativitatea respectării legislației în vigoare.